Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Fabrica. Până la sfârșitul sesiunii de primăvară a legislativului a rămas cam aproximativ o lună. Ce a reușit și ce nu a reușit legislativul să adopte și să implementeze și ce și-ar propune în continuare să facă din toamnă, discutăm în această seară împreună cu președintele Parlamentului Adrian Candu. Domnule Candu, bine ați venit la Fabrica. Bună seara, bine v-am regăsit. De asemenea, invitat este și directorul Credo, Sergiu Staff. Domnule Staff, bună seara, bine ați venit la Fabrica. Interveniți cu întrebări și comentarii oricând doriți. Domnule Candu, am să încep discuția prin a vă întreba despre restanțele legislativului în această sesiune de primăvară. Care ar fi de iertat și care le-ați criticat foarte dur că sunt pe listă? Restanțe? Da. Nu prea avem restanțe. Totul a mers brici, totul a mers perfect. Chiar nu aveți ce reproșa colegilor. Nu. Bineînțeles, întotdeauna există spațiu pentru o mai bună eficiență și pentru îmbunătățiri. Nu există restanțe mari pe care am putea să ne referim ca și neajunsuri sau întârzieri la implementarea unor procese. Ceea ce ne-am pus noi în calendar și ca și plan de acțiuni în Parlament pentru perioada acestei sesiuni, greul într-un fel a trecut, dar mai sunt câteva elemente pentru luna iulie. Și aici mă refer, dacă ne referim la reforma justiției prin prisma reformei procuraturii. Legea a fost aprobată, ea intră în vigoare de la 1 august, dar sunt două legi importante ce ține de cadrul conex și procuraturile specializate, care sunt pe agenda Parlamentului și urmează luna iulie să fie aprobate. Ele sunt deja destul de avansate în lucru în Comisia Juridică. Dacă vorbim despre pachetul de integritate, el a fost aprobat, dar mai este o lege care văd că a ridicat și unele semne de întrebare pentru societatea civilă și puțin o să o mai reținem pentru a dezbate suplimentar cu societatea civilă și la fel până la sfârșitul lunii iulie să o aprobăm. Legea bugetului, sper foarte mult în această săptămână, chiar vineri, să fie aprobată, ca să scoatem și o astfel de restanță generală pe țară. Cea mai mare povară pe umerii noștri va fi legislația financiar-bancară și tot ceea ce intră și în pachetul, considerăm noi, de condiționalitate din partea Fondului Monetar Internațional, și anume instrumente suplimentare pentru Banca Centrală de a interveni atunci când este cazul, în limba engleză parte din numirea de Bank Resolutions, sau instrumente suplimentare de intervenție a băncii centrale, diversificarea lor și o mai bună reglementare a acestora, inclusiv împotriva deciziilor judecătorești abuzive și altele, care la fel acum suntem în plin proces de lucru. Și încă o chestiune la fel prevăzută pe această sesiune, care nu e o restanță luând în considerare că încă mai avem o lună, sunt modificări importante în legea audiovizuală. Mă refer aici la acel nou cod audiovizual care a fost expertizat de Consiliul Europei, dezbătut cu societatea civilă și care prevede noi elemente legate de limitarea licențelor deținute de un proprietar, care se referă la protecția sau la încurajarea producției locale, care se referă la unele elemente împotriva propagandei, care se referă la unele inovații ce ține de măsurători, de piața de publicitate și altele pe care la fel suntem în plan și în acțiuni de a le aproba până la sfârșitul acestei sesiuni. În mare parte, în sesiunea primăvară-vara 2016 ne-am axat pe elaborarea și aprobarea de acte, iar în viitoarea sesiune ne vom axa, fără să uităm, bineînțeles, de elaborarea și de aprobarea altor acte normative, dar în mare parte ne vom axa pe implementare, control a implementării și evaluarea impactului la tot ceea ce s-a făcut până acum. Bine, ce v-a nemulțumit cel mai mult în această sesiune? Dar să o luăm așa, din 2016, la începutul anului. În primul rând, incertitudinea care întotdeauna exista și există la nivel de și de clasă politică, la nivel de relații cu partenerii de dezvoltare. Aici mă refer și la Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială și la
și la Uniunea Europeană, dar această incertitudine ea dispare și preia forma unei predictibilități și a unei stabilități, inclusiv în relațiile și cu ei. În fiecare zi sunt generate anumite rezultate. Poate ar fi trebuit să avem mai multe acțiuni, dar în același timp să nu uităm că ieșim dintr-o criză. Anul 2015 a fost un an plin de crize și economice și politice, sau una generând alta, și a fost foarte greu efectiv să fim mobilizați toate forțele. Dar ce s-a reușit foarte bine și aici chiar am fost încurajați și de colegi, lucru în echipă și sincronizarea foarte bună cu agenda guvernului. Iar în Parlament noi am reușit să mergem cam umăr la umăr, pas cu pas împreună cu guvernul sau viceversa, ceea ce mai puțin s-a realizat pe parcursul ultimelor ani. Discuții cu prim-ministru le-am aproape zilnic, o dată pe săptămână, cel puțin o dată pe săptămână ne vedem, sincronizăm agenda și din punct de vedere al implementării acordului de asociere, condițiile sau așteptările Fondului Monetar Internațional și, bineînțeles, acea deja vestită foaie de parcurs pe care ne-am asumat-o noi față de Uniunea Europeană, care la fel a fost semnată de prim-ministru și de mine ca un angajament. Și acea foaie de parcurs o urmărim săptămânal în ședințe și în discuții. Deja suntem aproape 70% de realizare, 30% care au mai rămas pentru a fi realizate sunt acțiuni care sunt în desfășurare și care, marea majoritate a lor, până la sfârșitul lunii iulie, vor fi realizate. O să revenim la colaborarea cu executivul, mai ales că mi este interesant cât de bine credeți că se va reuși construcția unui dialog executiv-legislativ, dar și instituția prezidențială în cazul în care va câștiga sau nu va... sau va câștiga un candidat din opoziție, iar opoziția, mai ales cea de stradă, vrea să întoarcă tot cu picioarele în sus, să dea foc la casă, după care să se gândească ce mai construiește. Vreau să-l implic în discuție și pe domnul Ostaf. Care ar fi reproșurile pe care, sau mai bine zis, ce ar critica sau ce ar reproșa societatea civilă legislativului în această sesiune? Unde chiar a mers prost și trebuia să meargă mult mai bine? L-a scris foi, suntem buni. L-a scris legi, suntem buni, l-a scris strategii, suntem buni, cu implementarea asta mai puțin bine deocamdată. Cred că oricare analiză scurtă ar trebui să fie făcută în comparație cu perioadele comparabile din anul trecut sau din anii precedenți. Și aici, în cazul acesta, cred că există capacitatea guvernării la momentul actual să se organizeze așa încât să producă într-adevăr proiecte de legi necesare. Asta este un aspect important. În general, pentru a schimba paradigme, în opinia mea, este necesar, dar nu este suficient doar să, într-adevăr, să adopți aceste legi, dar să vezi dacă ele funcționează și produc efecte pozitive față de cetățeni. Și eu, de fiecare dată, când mă uit la foaia de parcurs sau la altă serie de documente, încerc să văd, de fapt, cine sunt în spatele, cine sunt beneficiarii directe a acestor politici. Domnul președinte a vorbit despre un pachet întreg pe sectorul financiar bancar și atunci mă gândesc la antreprenorii și nu neapărat la antreprenorii comercianți, la antreprenorii care vor să producă, în special antreprenorii mici sau mijlocii. În sensul acesta, în sensul acesta nu am văzut deocamdată care sunt beneficiile tangibile, concrete. Am văzut sigur că coborârea ratei de dobândă setate de Banca Națională și asta efectiv coboară și... Dar oricum, ratele dobândă sunt foarte mari pentru beneficiarii din economie. Deci, la aspectul acesta aș vrea să văd care este viziunea, într-adevăr, guvernării după foaia de parcurs. Foaia de parcurs, eu cred că va fi implementată, în cea mai mare parte demonstrează capacitatea guvernării, dar care va fi următorul pas? În sectorul financiar-bancar pentru a asigura previzibilitatea comportamentului, scăderea semnificativă a unor tendinții oligopoliste pe această piață și, prin urmare, cel mai important, care vor fi beneficiile mediului antreprenorial, în special pentru business-ul mic și mijlociu. Asta este cel mai important. Dar și pentru cei consumatori care ar vrea să acceseze un credit pentru a investi în reparații sau altceva. Adică, care va fi următor viața după post, să spunem așa, post foaia de parcurs în sectorul financiar-bancar pentru cetățeni? E o întrebare, să spunem așa. A doua ar fi sigur că cum vede, pentru că am văzut pachetul 3 energetic, este practic finalizat, care va fi viața
consumatorilor de energie după foaia de parcurs. Care este viziunea guvernării în aceste două domenii? Toate au cauză și efect. Da. Pachetul energetic are anumit o foaie de implementare. Dar prima e, bineînțeles, să elaborezi legea, să o aprobi. Legea trebuie să fie una bună, să corespundă tuturor exigențelor și tuturor și bunelor expertize europene și nu doar ca teorie, dar ca și practică. Într-a doilea rând e să o implementezi. Și când vorbim despre implementare, foarte curând ele vor fi publicate și imediat după, dar deja în pregătire sunt, toate regulamentele, atât din punct de vedere, atât la nivelul guvernului, cât și a regulatorului, pentru implementarea pachetului energetic și pe domeniul gazelor naturale și pe domeniul curentului electric. Ceea ce înseamnă că, odată implementat acest pachet, clar sunt divizate cele trei servicii. Producție, transport sau furnizare și distribuție și furnizare. Ceea ce înseamnă că rupem monopolurile. Trei, se implementează cerințe ce țin de piață liberă la nivel de oferte și de preț. Dumneavoastră, ca și consumator, veți avea posibilitatea să alegeți. Mai mulți operatori pot veni, nu doar cel care astăzi, de exemplu, îl aveți la Chișinău, dar mâine poimeni veți avea vreo 3-4, deoarece piața este liberalizată. Ba mai mult ca atât, veți avea flexibilitatea de a avea diferite tarife noaptea, dimineața, la prânz și seara. Adică toate elementele care sunt legate de cele mai bune practici europene, le veți avea începând de la sfârșitul acestui an, deoarece potrivit și a legii și a foii de parcurs, deja implementarea e luna august, septembrie, octombrie, prin noiembrie deja vor fi primele elemente, primele flori apar de sub zăpadă, efectiv. Și asta va bate și la preț, vor avea efecte și asupra prețului, ceea ce înseamnă în scădere, chiar dacă noi vorbim despre tarife stabilite de regulator, dar ele sunt cu marjă. Dar, în schimb, vorbim de calitate, vorbim de preț, vorbim de vizibilitate și de predictibilitate pentru furnizori și pentru clienți. În același timp, ați dat exemplul pachetului de integritate sau a reformei justiției, în general, ce ține de procuratură. Noi toți vorbim despre independența procurorului. În situația în care noi am avut un sistem încă sovietic, cu acea ierarhie și cu procurori mai superiori până la procurorul general, că puteau să intervină de fiecare dată în dosare la un procuror inferior, să-l iei, să-l mute, să-l închidă, să-l deschidă, lucrurile astea nu se mai întâmplă. Am avut o discuție și în privința luptei împotriva corupției sau a integrității, când în sfârșit apare ofițerul de integritate, care iarăși este independent și nu mai stă un politic sau un colegiu politic sau desemnați politic, cineva care să iei decizii, să pornească un dosar sau nu, dacă s-a respectat sau s-a îndeplinit acea declarație sau s-a declarat cu adevărat averile. Dacă vorbim despre sistemul financiar bancar, care probabil este unul cel mai sensibil unde considerare prin ce a trecut țara, elementele la care lucrăm noi acum oferă băncii centrale, Băncii Naționale a Moldovei, unele instrumente suplimentare pentru intervenție și pentru control. La tot ceea ce înseamnă guvernanța corporativă, de calitatea managerilor și a oamenilor care lucrează în bănci. Doi, acționarii, transparența acționariatului și clar să fie știut până la ultima persoană fizică cine este acționar. Trei, vorbim despre capitalurile băncilor, care la moment sunt considerate bune, dar poate nu este de ajuns, ar trebui să avem o asanare a sistemului bancar. Patru, la ora actuală vorbim despre un fond de garantare pentru cetățeni, pentru depozite de 6.000 de lei, care trebuie crescut categoric. Foarte mult ca oamenii să aibă garanția că depunerile lor nu se întâmplă nimic. Patru, vorbim despre intervenția Băncii Naționale, păi foarte bine știm că de fiecare dată când Banca Națională încerca undeva să intervină cumva, apăreau instanțele de judecată cu decizii peste noapte, abuzive, și suspendau deciziile Băncii Naționale. E ceva de făcut și în acest domeniu la care lucrăm. Toate acestea vor duce la asanarea sistemului bancar, curățarea sistemului bancar, vinerea unor investitori în domeniul bancar. Chiar astăzi, zilele trecute, am avut discuții cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care și-a crescut deja participarea acționariatului într-o bancă, care are intenția să își consolideze pozițiile
în acea bancă. Au intenția să meargă și în alte bănci. Ceea ce presupune, ceea ce ați menționat, de fapt, ține de rata creditelor. Exact. Stabilitatea respectivă aduce o stabilitate și la tot ceea ce înseamnă creditare. Rata de refinanțare a băncii naționale scade, scad creditele și, în general, acum suntem în proces de elaborare a noilor mecanisme de ipotecă pentru locuințe și inclusiv pentru locuințe sociale, pentru tinerile familiei. Dacă rata este de 8, 9, 10%, o tânără familie niciodată nu poate să-și permite așa ceva. Da. Să-și permite așa ceva. De, la 1%, la 2%, la 3%, pe vreo 25-30 de ani, poți. Marea problemă a tinerilor și de ce pleacă este, bineînțeles, locul de muncă, salariu, dar și lipsa locuinței. Și mai mult ca atât, lipsa unei posibilități în viitor. Nici nu știi când ai să poți, în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani. Iată de ce foarte mulți pleacă din țară, își găsesc de lucru și foarte mulți nu mai revin. Datorită și lipsei locuinților. Deci tot ceea ce înseamnă locuințe și în mod special locuințe sociale, le spun sociale deoarece mă refer la, la familiile tineri, mă refer nu la case de lux, dar la apartamente cu o anumită suprafață, că e 50, că e 60 de metri, la primă locuință. Astea trebuie rezolvate. De altfel, noi nu putem să luptăm cu demografia doar prin alte instrumente, dacă nu avem grijă de locuri de muncă și de locuință. Asta vreau să spun. De fiecare dată, oricare activitate a guvernării trebuie să fie transpusă și comunicată în termeni de beneficii pentru cetățeni. De exemplu, să vă dau un alt exemplu, dacă tot am vorbit despre sectorul financiar bancar, zilele acestea sau săptămânile acestea văzusem că, de exemplu, Moldova a beneficiat foarte, de fiecare dată beneficiază de anumite credite de la IFAT. Cunoaștem această organizație internațională care investește prin sisteme de creditare în sectorul agricol. Guvernul contractează cu 0,75 sau sub 1%, însă băncile noastre în dolari sau în euro refinanțează, recreditează cu 4-5%. Eu, sincer, eu înțeleg că în lei există anumite marje de ce ține de riscuri de inflație și mai departe. De ce atunci în dolari? Atunci când un antreprenor dorește să ia un credit, dintr-o linie de creditare preferențială oferită de IFAT, marja este atât de mare, de la 0,75 până la 5%. Am încercat să înțeleg, de fapt, care este comitetul acela care decide asupra stabilirii. Înțeleg că există la momentul actual o înțelegere între băncile care folosesc liniile acestea de creditare și ele, practic, dictează până la urmă care este marja cea mai importantă, această mare pentru... Lucrurile stau încă și mai altfel. Exact. Deci asta, asta contează foarte mult. Lucrurile stau, că ați pus întrebarea, oare de ce se întâmplă lucrurile? Exact. Da. Foarte simplu. IFAD-ul, BERD-ul și alți mari finanțători nu au încredere în întregul sistem de Republica Moldova, financiar-bancar. Nu, și nu lucrează decât cu două bănci. Exact. Și atunci, expunerea pe aceste bănci este foarte mare, riscul este mare, dobânzile sunt mari și povara administrativă pe aceste bănci este mai mare. Nu lucrează cu altele. Dar nu, poate să, creeze... dar nu poate să crească 400%, de la 0,75% până la 45% în dolari euro. Eu înțeleg că în lei 11-12, dar în dolari... Eu cred că în cazul... Sigur că noi nu putem să găsim probabil că acum răspunsul la această întrebare, dar guvernul asta trebuie să facă și guvernarea să vadă unde există aceste bottleneck-uri, aceste, eu știu, exagerări de transmisiune financiară ca să facă fondurile mai accesibile. Deci asta cred că a fost intenția mea, să încerc să creez un embol pentru guvernare, să comunice rezultatele beneficiarilor mult mai clar și să ia anumite angajamente, nu de ordin birocratic, cum este foaia de parcurs pentru europeni, dar pentru cetățenii din Republica Moldova. Foaia de parcurs nu este făcută doar pentru europeni, pentru a arăta cât de buni suntem noi. Uh-huh. Foaia de parcurs a avut menirea, sau a avut câteva scopuri. Unu, e să avem clar un parcurs pe următoarea jumătate de an. Foaia de parcurs a fost semnată în februarie și exact cu termenul de 31 iulie, pentru a ști clar ce facem în luna februarie, ce facem martie. Deci o planificare foarte bună. Înțeleg. Doi, un instrument de mobilizare pentru toate echipele și de sincronizare între toate instituțiile. Fiindcă așa ceva nu s-a mai făcut. Exact, absolut. Programul de guvernare e a guvernului. Agenda parlamentară e a parlamentului. Fiecare cu agenda sa. Am zis nu. E cazul să începem să lucrăm pe agenda comună și să lucrăm mobilizat toate echipele în așa fel, sincronizând acțiunile și planificând timpul și eforturile. Domnule prim-ministru, Cancelarea Guvernului,
nu expediați pachetul respectiv, nu vă grăbiți aici, deoarece este prioritatea X, Y, Z. O mai bună planificare a timpului și a resurselor. Și trei, tot ce este în foaia de parcurs s-a născut dintr-o necesitate și în baza unor politici evaluate. Dacă vorbim de sistemul financiar bancar, ați dat răspunsuri. Are impact asupra ratei, creditului și, în general, stabilitatea financiară a țării, care are impact asupra inflației, cursul valutar și restul. Și încrederea piețelor financiare și încrederea partenerilor. Mi-ați l-ați spus de IFA, de BER, v-am dat exemplu, ei lucrează doar cu două bănci. Și din cauza că doar lucrează pe două bănci, sunt limitate sumele, deoarece expunerea este mare pe bancă și atunci ei nu-și permit. Iar trebuie să lucreze cu 10 bănci. Am avea și mai mari fluxuri de capital și respectiv am avea rata mai mică și am avea cu totul alt flux monetar în țară și respectiv cursul e diferit. Deci, e o problemă. Cu sectorul bancar e o problemă, toate... celelalte bănci nu se califică. Ai o problemă. Fiindcă nu se știe cine e acționarul, fiindcă nu se știe cum este administrat, fiindcă nu se știe cum stau lucrurile cu portofoliu de clienți și multe altele. Și de ce trebuie să facem o asanare? Și noi de asta ne ocupăm acum și cu Banca Centrală, și cu Fondul Monetar Internațional, și cu Banca Mondială și toți partenerii pe domeniul, pe sectorul financiar bancar. 1. 2. Energetica am discutat. Da. Justiția este cea mai mare care ne dă bătaie de cap, cea mai mare ne dă, deoarece este cea mai complexă. De acord, și pe justiție sunt mai multe elemente, începând de la integritate, investigație, adică tot ce înseamnă lupta împotriva corupției, tot ce înseamnă justiția în mediul de afaceri, protecția mediului de afaceri, protecție în sens bun al cuvântului. Exact, ca cel care își deschide o afacere, la un moment dat, dacă este cazul să-și găsească justiția în instanța de judecată. Nu cu corupere, nu cu bani, nu cu a plăti un judecător sau avocații, dar în baza legii. Și mediul de afaceri, asta își dorește. Când discuți cu un investitor și povestești cât de bună legislație fiscală ai și ce rate mici avem în comparație cu alte țări, credeți-mă, investitorul nu este interesat neapărat doar în rate. El este interesat să fie procedurile simple, statul să nu abuzeze prin instituțiile sale și, în final, dacă într-o bună zi are o problemă, nu cu statul, dar cu alt partener de afaceri, să-și găsească justiție în instanțe de judecată. Dar dacă el zice, și ei zic, că instanțele de judecată la noi sunt ca o ruletă rusească, ca în bancul ăla, și nu știi cine dă mai mult și ca o licitație, atunci cum să ne așteptăm noi la investitori importanți pentru Republica Moldova? Dar investitori înseamnă locuri de muncă, locuințe, vorbim de prețuri, vorbim de stabilitate. Și atunci toate cele ce le-am prevăzut noi pe foaia de parcurs sunt exact țintite ca politici care vor avea un anumit efect. Da, cineva ar spune, nu faceți nimic altceva decât elaborați legi și le aprobați acum. Este adevărat. Dar ca să le implementeze în toamnă, eu trebuie să le elaborez acum și să le aprob acum. Și dacă cineva vorbește despre foaia de parcurs numărul 2, care eventual ar fi, aceasta se va baza strict pe implementarea a tot ceea ce s-a făcut și în jumătatea asta de an și implementarea acordului de asociere și a reformelor pe care noi ni le-am asumat. Și nu doar implementarea, dar controlul cu evaluarea impactului. În luna februarie-martie am votat legile alea de pachetul energetic. Deja jumătate de an a trecut. Ia veniți voi cei de la Ministerul Economiei care vă ocupați de energetică, ia veniți voi operatorii și haideți să luăm asociațiile locatarilor și consumatorilor și să facem o evaluare ce impact au avut asupra cetățeanului. Au avut un impact asupra tarifului, calității și altele. Plătește cetățeanul mai puțin sau plătește cetățeanul altfel, s-a diversificat. I-am dat o astfel de posibilitate sau nu? Dacă nu, înseamnă că ceva rău am făcut. Ia să facem modificările respective. Asta e ca și cu legea foarte mult discutată antefumat. A fost o lege foarte bună, adică este o lege bună, dar destul de criticată în anumite cercuri. Că noi am fost mai catolici decât papa de la Roma. Prosănătate, ați fost prosănătate. Am fost prea mult prosănătate și n-am luat în considerare că, de exemplu, la aceleași terase și în aer liber trebuie să lași oamenii totuși să fumeze. No, cei care fumează. Și, spre deosebire de alte țări, am fost foarte restrictivi. Poate da, poate nu. Haideți să evaluăm. Am rugat-o pe președinta Comisiei de Specialitate din Parlament, doamna Domenti, care duce Comisia pentru Protecție Socială, să facă o evaluare. Au trecut deja o anumită perioadă, să aibă discuții cu toți exponenții, toți jucătorii, că sunt producători, că sunt vânzători, că sunt consumatori, că sunt restaurante, că sunt cafenele,
să aibă discuții cu tot și să vină cu un raport privind implementarea. Și să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău. E doar, doar un exemplu. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. Revenim la discuție, dar după pauză vreau puțin să ne întoarcem la sistemul bancar, discuția despre sistemul bancar, în condițiile în care dumneavoastră ați fost cel care ați arătat o parte din raportul Kroll 1, așa mai zice lumea, și atunci foarte multă lume se întreabă și pe site chiar am primit o întrebare, dar când vom vedea raportul Kroll 2? Ori în instanța de judecată și la CNA vedem doar pe primarul de Orcheișor și pe fostul prim-ministru Vlad Filat. De ce nu sunt alte nume și când vor apărea mai mult? Vedem că locuitorii din Orhei spun că este de fapt o justiție politică, un show politic, mai mult și fostul prim-ministru spune exact la fel, că a fost un proces politic. Dar asta discutăm după o scurtă pauză publicitară. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Am revenit în studio, discutăm și despre acest fapt, când vin mari investitori într-o... Exact. Că sunt ani buni de când nu am avut investitori mari în sistemul bancar. Să revenim la raportul Kroll. Iar 2-3 săptămâni în urmă a venit un investitor și a mărit unul nou, participarea. Să cumpere ceva nou, să intre Banca Europeană pe piață. Pentru construcție și dezvoltare este un investitor foarte important, care are și fluxuri financiare și are programe și are proiecte investiționale. Și faptul că și-a majorat acționariatul, participarea cu 12 sau cu 15% și a luat decizia la Londra să crească până la 100% exact, atunci când va fi momentul și condițiile potrivite, denotă deja ceva. Denotă faptul că investitorii încep să-și recupereze sau încep să creadă în sistem, dar încă nu e destul. Încă nu am primit toate semnalele că e totul bine. Încă mai sunt multe de făcut, dar suntem pe calea cea bună, fiind încurajați cu tot cu suport, inclusiv expertiză și de Fondul Monetar și de Banca Mondială și cu siguranță odată ce vom intra în program cu Fondul Monetar Internațional, partea cea mai mare a leului din toată cooperarea aia va fi sectorul financiar bancar. Dar va conta foarte mult ce fel de portofoliu de creditare o să aibă băncile acestea. Pentru că eu am făcut exercițiul este ceva timp în urmă, am văzut că 60% din tot portofoliul de creditare la toate băncile sunt pentru comerț. Și sigur că comerțul are, cum ar fi, return on investment foarte scurt, adică valoarea asta care se întoarce 6 luni, 8 luni, 9, atunci când producția este ceva care durează 3, 4, 5 ani și în momentul în care ratele de dobândă sunt foarte înalte, sigur că favorizează comerțul, dar nu producerea. Deci contează foarte mult că Parlamentul să auditeze ce se întâmplă în sectorul bancar ca să încurajeze portofoliul de creditare nu doar pe comerț, ceea ce este 60% din tot ce se întâmplă. Aici, domnul Staff, nu o să fiu de acord. Ok. Doar piața și doar economia liberă dictează. Piața nu de fiecare dată reușește. Care sunt instrumentele financiare pentru a încuraja ceva sau nu.
Ce trebuie să facă statul, guvernul, parlamentul, este să identifice cele mai bune domenii în care sunt potențial de dezvoltare pentru Republica Moldova. Să-și găsească acea nișă de dezvoltare prin care noi să ne deosebim față de alții în competiția regională. Aici noi am identificat deja că, e vorba de trei domenii importante în care trebuie să punem accent pentru a ne dezvolta în următorii 10 ani de zile ca să avem un return of investment pe țară. Și aici vorbim despre agricultură performantă, cu tehnologii clar înalte și cu liberalizarea circulației terenurilor și cu infrastructură și cu tot ceea ce înseamnă irigare. Deci agricultura pe de-o parte și anume pe produse de valoare înaltă. Mă scuzați, cu roșii și castraveții e bine, exact, dar nu vei deveni competitiv. Trebuie în primul rând să ai o etichetă, tot ce înseamnă producție bio, și ecologică curată, și atunci ai să fii foarte bine văzut și la nivel global și la nivel european. Și doi, acele produse care are o valoare înaltă. Că e vorba de miere de albină, că e vorba de nucă, că e vorba de altele. Sunt altele. Asta e prima. A doua, tehnologii informaționale. Aici e și mai simplu, deoarece ai nevoie de o priză, calculator și un internet bun. Și slavă Domnului, noi suntem... Și de prindere capitalului uman care trebuie să fie educat. Da, capitalul uman îl menții, în primul rând, prin educație și, doi, prin inclusiv impozite și prin posibilitatea de a da o securitate. Și aici noi am venit deja cu unele inovații, dacă vă aduceți aminte, cel parc, exact. Legea parcurilor IT, care presupune o complet diferit sistem de impozitare și de a face afaceri. Și trei, vorbim de tot ceea ce înseamnă, ziceam, trei domenii sunt. Da, agricultură, tehnologie informaționale și... Pot fi textile, pot fi... E tot ceea ce înseamnă industrie ușoară de confecții ușoare și de industrie automotive, cum avem acum cele mai mari companii care vin, fiindcă vorbim despre resursă umană și accesibilitate de piață ușoară, prin infrastructură bună și pusă la punct. Ceea ce înseamnă parcuri logistice, ceea ce înseamnă zonele economice libere pe care le dezvoltăm și deja sunt și primele elemente importante. Companie japoneză prin Germania, care vine și un fost coleg de-al meu, precedentul speaker, conduce o afacere foarte bună. Altă companie și-a declarat prezența în timpul cel mai apropiat japoneză, la fel în automotive. Cele care aduc o valoare nu atât adăugată mare pentru economie, dar locuri de muncă și consum. Da, absolut de acord. Doar că cu o singură observație, că piața financiară bancară nu este una perfectă ca să mizezi doar pe instrumentele de piață. Ea nu este perfectă. Este oligopolizată, piața financiară bancară. Ea nu este suficient de deschisă ca să intre în piața, industria financiară bancară și investitorii importanți. Nu Berdu. Berdu este o instituție internațională care o să aibă un portofoliu, în special probabil că pentru producători sau pentru anumiți comercianți sau agenții economici foarte mari. Eu vorbesc despre deschiderea și descătușarea pieței în sensul adevărat. Și atunci piața funcționează de la sine și singură reglează prioritățile de creditare. Dar în Moldova nu cred că a fost vreodată, eu nu acum blamez guvernarea actuală, în general, eu vreodată o piață financiară bancară perfectă ca să creeze, să răspundă necesităților de creditare sau serviciilor de creditare. Asta eu cred că trebuie să fie... Noi nu am avut jucători mari. În afară de o bancă franceză importantă și de reputație în Republica Moldova, străină de categoria sau de grea categorie, noi n-am avut. De acord. Și de aceea trebuie să curățim sistemul și să-l pregătim terenul pentru marile investiții care urmează să vină, anume în sectorul financiar bancar, deoarece piața există și sunt foarte multe instrumente pe care noi nu le folosim. Dacă vorbim de derivative, dacă vorbim despre fluxul de capital la nivel de... Bine, începând de la bursă, noi nici bursă nu avem care ar funcționa bine și corect. Doar când se are loc privatizarea. Bine, eu vreau să revin la raportul Kroll. Noi am discutat foarte mult despre sistemul financiar bancar, cât de sănătos e și cât de perfect. Da, sunt foarte multe carențe. Dar când președintele Parlamentului Adrian Candu va face public raportul Kroll 2? Când vom vedea și alte nume, sau cel puțin persoane reținute, nu doar fostul prim-ministru Vlad Filat sau nu doar primarul de Orhei Ilan Șor. Mă rog, până acum lumea era nemulțumită de ce Șor nu este reținut. Acum lumea este nemulțumită de aceea cu show-ul ăsta că l-au reținut pe Șor. Nu prea poți să o nimerești întotdeauna. Lumea întotdeauna este nemulțumită, mai ales că nemulțumirea a fost mare
și multe semne de întrebare au fost și sunt încă legate de, și de scandalul bancar, de frauda bancară și tot ceea ce a fost generat de frauda bancară, justiție selectivă, unii ar spune. Raportul Kroll 2 va, dacă din informația pe care am primit-o noi de la Banca Națională, va fi gata undeva ori la sfârșitul acestui an, ori pe la mijlocul anului viitor. Contractul a fost, dacă nu greșesc, și vă aduceți aminte, și în octombrie, noiembrie anul trecut, și erau de la 12 până la 18 luni perioada în care Kroll trebuie să investigheze complet și să vină cu raportul final. Acel raport trebuie să prevadă cercul de persoane implicate, 2 schemele care au fost și 3 localizarea activilor care pot fi recuperate și, bineînțeles, acțiuni, fiindcă nu e vorba doar de Kroll, dar mai lucrează și o companie de avocați, înghețarea, sechestrarea acelor active, vinderea și aducerea banilor acasă. Asta este scopul și astea sunt misiunile companiei Kroll cu acea companie de avocatură. Lucrul ăsta o să se întâmple de la 12 până la 18 luni. Asta este termenul în care Kroll trebuie să se încadreze pentru investigație. Este o companie specializată pe astfel de servicii, pe investigații de fraude bancare, anume sectorul financiar bancar. Au experiență în regiune din Asia Mijlocie și Europa și nu doar. Deci sunt bine conectați la diferite sisteme, inclusiv sisteme bancare, SWIFT și restul. Pot localiza orice tranzacție, orice bănuț, orice cent, de unde a mers, unde a plecat și mai mult ca atât, au mandat să investigheze prin a contacta prin comisiile rogatorie pe care și noi le asigurăm cu toate băncile care eventual au fost implicate. Acum lucrează cu cele din țările baltice, cu cele din Rusia, cu cele din Europa și cu Statele Unite, unde fluxul de capital a mers. Când vorbiți despre investigație, deși politicul nu ar trebui să se implice foarte mult tot ceea ce înseamnă la nivel de dosare și la nivel de justiție, dar și din informația generală pe care nouă ne-o furnizează în proces normal procuratura și cei care investigează cazul, nu e vorba de 2 persoane, nu e vorba de Filat și Șor. Sunt peste 30 de persoane care sunt investigate, unele reținute, chiar și fostul management Gachkevici și restul. Sunt peste 30 sau 40 de dosare conectate. Noi vorbim despre oameni care sunt din departamentul juridic din 3 bănci, vorbim despre departamentul de evaluare din 3 bănci, vorbim despre consiliile de directori și cei care s-au dat cu semnătura pe împrumuturi inclusiv toxice, cum le zicem noi, împrumuturile artificiale care se dădeau și gajurile artificiale. Vorbim despre un grup de persoane care au fost implicați direct. La fel și persoane implicate mai puțin direct pe fraudă, dar la fel au fost implicate în tot ceea ce înseamnă sectorul financiar bancar. Frauda, vorbim despre acea privatizare, sau mai bine zis, de emiterea acțiunilor care a fost făcută din partea statului și statul exact. Nu a participat la Banca de Economii. Aici vorbim despre funcționari de stat, indiferent că e Ministerul Finanțelor, Cancelare, Ministerul Economiei sau Agenția Proprietății Publice și un alt șir de persoane. Deci un grup mai mare de persoane. El nu prea atrage atenția mediei, că media mergea la procesul lui Filat. Poate uneori la procesul lui Gachkevici, acum va merge și la procesul lui Șor. Lumea așteaptă nume mari, nu e mulțumită cu un nume mic, mai ales lumea a auzit recent un fost angajat al CNA care a dat numele fostului premier Leancă. Compania Kroll, dacă nu există încredere, și încredere 100% nu există în agențiile care investigează, în acele instituții care investigează frauda la nivel național. În compania Kroll nu poți să nu ai încredere. Ăștia sunt străini, nu au treabă cu Republica Moldova, nu au cumătri, nu au relații și mai mult ca atât sunt și ofițeri din tot felul de servicii secrete și de investigație. Acel raport Kroll, când va veni raportul Kroll 2 va arăta absolut tot și cine e beneficiarul și care au fost instrumentele și cine eventual a fost instrumentul, dacă cineva a fost folosit doar. Un picuț de răbdare. Nimic nu dispare. Urma banului nu poate fi ștearsă. Strada a cerut
inițial a cerut miliardul înapoi. Strada acum nu mai vorbește nimic. Mă refer la protestatari, la platforma, dar acum nu-i mai auzim cerând miliardul. Strada este diferită. Sunt protestatari, în general, care sunt sinceri în ceea ce cer și ceea ce vor. Și ei nu trebuie ignorați, trebuie luat în considerare și lucrat și făcut tot ceea ce trebuie, începând de la restabilirea situației, stabilitate politică, economică, majorare de salariu, justiție, pachet financiar, bancar, energetică, orice. Și este o altă stradă. Sunt acei protestatari care încearcă să beneficieze din nemulțumirea maselor ca să-și promoveze propriile interese politice. Și aceilalți au avut, de exemplu, o listă de solicitări, 10 la număr, dacă vă aduceți aminte. Să vedem public raportul Kroll. Poftim. L-am făcut public raportul Kroll. Să fie dimis procurorul general. Poftim, este dimis. Să fie... și punct cu punct, cam toate au fost realizate. La sfârșit deja au apărut și cerințe politice, care n-au treabă cu fluxurile de capital sau cu fraudele. Vrem alegerea președintelui. Poftim și alegerea președintelui. Deci, au fost satisfăcute o mare parte din cerințe, care chiar poate unele nu erau necesare atât de mult, dar până la urmă timpul a arătat și timpul le-a pus pe toate. Acum, bine, a mai rămas o cerință politică pe lângă președinte care o să fie ales, să fie alegerile anticipate. Întotdeauna care vor fi spun... și fraudate, care sunt și deja fraudate. Care? Alegerile anticipate, parlamentare. Și prezidențiale, care nu vor avea loc. Dacă și ele deja sunt rezolvate, dacă bine, știți cine e câștigătorul... Se văd mulți, dar referitor la bani, credeți că acel miliard va fi întors în totalitate în Republica Moldova sau nu? Întrăm în matematici, poate cetățeanul de rând nu le interesează chiar cifrele până la 10. În primul rând, nu e un miliard. Unu. Între ghilimele atunci luăm. Vorbim de miliard. În primul rând, sunt câteva surse. Patrimoniul băncilor aflate în lichidare, care se ridică la o sumă foarte mare și odată ce băncile sunt lichidate, acest patrimoniu este vândut și banii recuperați. Doi. Vorbim despre sume de bani pe teritoriul Republicii Moldova. Credite neperformante, abuziv luate, oameni de afaceri de rea credință care au luat cu milioanele, cu sutele de milioane și nu le-au întors și așa mai departe, proprietăți luate. Vorbim despre investigații și tragere la răspundere, caz gen Filat, unde iarăși există un patrimoniu care trebuie evaluat, care trebuie sechestrat, vândut și bani recuperați. Și există misiunea Kroll-ului, care împreună cu autoritățile statului trebuie să depună toate eforturile pentru recuperarea prejudiciilor acelor active de peste hotare. Toate aceste estimări ne duc la cifra de peste 70-75% de recuperare în timp a sumei care a fost fraudată. La care mai trebuie să mai adăugăm. Știți, acum se vorbește foarte mult despre faptul că statul își asumă respectiva fraudă și pune pe umerii cetățenilor. Și mai ales opoziția manipulează într-o oarecare măsură respectivul subiect. Dar ce se întâmplă? Banca Națională a dat împrumut. Împrumutul a fost garantat de stat. Statul, Ministerul Finanțelor, trebuie să întoarcă acel împrumut. Exact. Împrumutul se întoarce, că banul are un anumit cost, împrumutul se întoarce cu dobândă. Dar Banca Națională, potrivit legii, din profitul său, dar dobânda și banii aia sunt profit, plătește dividende statului. Deci Ministerul Finanțelor va plăti dobândă, dar o mare parte din acea dobândă și din acei bani se vor întoarce înapoi în bugetul statului ca dividend din partea Băncii Naționale. Deci Banca Națională nu e o insulă în afara Republicii Moldova. Face parte din sistemul financiar al Republicii Moldova. Dar are independență, are autonomie și își are capitalul său propriu, ca orice bancă, dar potrivit legii, Banca Națională din profit plătește dividende statului, Ministerul Finanțelor. Respectiv, ce câștigă Banca Națională din banii pe care îi recuperează, îi întoarce înapoi statului. Domnul președinte, eu vreau totuși, într-adevăr, pe scurt am vorbit despre, în pauză despre situația în sistemul justiției. Eu, în opinia mea, sunt trei probleme foarte mari. Unul este încrederea. Cum restabilim încrederea în sistemul judecătoresc, dar și în sensul larg cuvântului și în activitatea procuraturii și poliției.
Chestia asta cu încredere este una fundamentală. Și a doua chestiune este calitatea actului. Cât judecătoresc, atât și a procurorilor și a poliției la parte de investigații prejudiciară. Cred că la momentul actual înțelegem că strategia este deja practic implementată cea mai mare parte. Ea se pare că nu a produs efectele în special dorite la aceste două capitole. Cum credeți dumneavoastră ce urmează după aceasta? Dar în special din perspectiva, cum ați spus și dumneavoastră, antreprenorilor care vor servicii de justiție rapide, calitative, stabile și clare. Sau cetățeanul care încrederea căruia în actul de justiție crește. Ce se întâmplă după această perioadă cu implementarea domnul strategiei? Staff, care e cea mai mare problemă a justiției și din punct de vedere a percepției? Că ea este coruptă. Uh-huh. Ce înseamnă corupție? Înseamnă că cineva, un judecător, și aici aș vrea să dau și mesaj judecătorilor, nu vă consider și nimeni nu vă consideră toți corupți. Cu regret, sunt crengi uscate și în justiție, așa cum sunt și în altă parte. Există și prezumția nevinovăției. Și există și prezumția nevinovăției. Dar ce se întâmplă? Corupție. Ce înseamnă judecător corupt? Judecător corupt înseamnă că el ia bani ca să dea o anumită decizie ilegală, necorectă. Ce face el cu acel ban? Se îmbogățește fără justă cauză. Îi apare o casă, îi apare o mașină. Și atunci vorbim despre integritate. Și atunci vorbim despre pachetul de integritate și lupta împotriva corupției. Dacă noi vom crea un sistem în care fiecare cetățean, indiferent că e judecător, medic, profesor, lăcătuș, orice cetățean din această țară, indiferent de poziție, că e președintele țării sau că e lăcătuș, trăiește în baza unor venituri legale obținute, atunci vom avea un sistem curat și nu vom avea corupție. În situația în care noi avem judecători sau procurori sau polițiști sau politicieni care își pun casele pe mătuși, pe bunici, pe soții, conturi mamele folosite care habar n-au de milioanele care trec prin conturile lor, asta înseamnă corupție, asta înseamnă îmbogățire fără justă cauză și pe lângă faptul că o faci un fel de spălare de bani, pe lângă asta nu plătești nici impozite din ceea ce ai, îți ascunzi proprietățile și nici măcar nu plătești impozitele. Și atunci două elemente sunt. Integritatea, pachetul de integritate de care am vorbit noi, care toți trebuie să-și declare tot ce au, până inclusiv rudele și așa mai departe. Și doi, plata impozitelor. Adică fiscul să vină să spună, domnul Staff sau domnul Candu, dumneata ai un ceas pe mână care costă atât, ai un costum care costă cam atât, plătești cheltuielile în apartament cam atât, asta e media, ai un telefon mobil sau două, noi am văzut cam cât vorbești tu la telefon și la toate cheltuielile astea, noi avem pe de altă parte veniturile tale pe care tu le-ai declarat. Ai salariu, ai dividende, cam nu se pupă cifrele. Astea sunt extrem de mari. În primul rând vreau explicații de unde și dacă chiar ai să mă convingi că ai primit, nu știu, de la mătușa din Italia, de ce n-ai plătit impozit? Eu n-am o problemă că mătușa din Italia îți trimite 10.000 de euro, că nu prea pot să controlezi de unde le ia mătușa, dar fii bun și plătește banii la stat pentru impozite, ca din impozitele alea pe urmă să fac și drumuri și să plătesc și pensii. La asta trebuie să ajungem. Și atunci, atunci vorbim și de judecători, vorbim și de procurori, vorbim și de doctori, și despre politicieni, deputați sau miniștri sau oricine n-ar fi. Integritatea este strict legată de tot ceea ce înseamnă și corupție și lupta împotriva corupției. Și în felul ăsta noi trebuie să creăm sistemul. Atâta timp cât noi am permis sistemic ca oamenii să-și ascundă veniturile. Și mai mult ca atât, nici din punct de vedere a educației n-am lucrat pentru faptul că, stați puțin, dar ce înseamnă în Republica Moldova corupție? Păi înseamnă când se naște copilul, mama și tata se duc la doctor și dă ceva ca copilul, nu știu, să nască mai diferit sau să aibă o grijă. Aha, dacă se duce la grădiniță, să mă duc să-i dau educatorului să-l aibă grijă sau profesorului, după aia să-i dă o notă mai bună sau să uite după el. A, și după aia la facultate ajunge și după aia la lucru. Noi toți în țara asta am creat corupție prin comportamentul nostru, nu neapărat intenționat. Și ca să tăiem din sistem, trebuie să lucrăm și de la educație, și de la prevenție, și la contracararea. Și contracararea e atunci când vorbim despre, aha, stai puțin, nene, tu ai un salariu de 10.000 pe lună, 100.000 pe an, dar ai o casă de 5 milioane, care au apărut ultimii 2 ani de zile, dar cum, dar de unde? Exact, de acord. Este adevărat, dar medicul, profesorul sau XYZ care urmează nu ia de plăcere, probabil tot din cauza unui salariu mic. Da. Dar salariul mic
vine din lipsă de bani în buget. Este adevărat. Exact, da. Care la fel din casa aia de 5 milioane nu se plătește. Exact. Tot e ca și ciclul vieții. Așa e creat sistemul cu regret vicios. Și noi trebuie toți, absolut toți, că e lăcătuși sau e președintele țării, să participăm în acest sistem ca să-l rupem și să-l creăm altfel. Avem câteva minute și două subiecte pe care le-am anunțat și în promo astăzi, regiunea separatistă transnistreană și regiunea Găgăuză. Cu autoritățile separatiste de la Tiraspol nu prea am văzut un dialog bun în ultima perioadă. Cu Comratul merge parcă mai bine și parcă bateți în lemn. Da, nu e lemn, e plastic. Bine, găsim lemn după emisiune. Parcă merge mai bine și asta după o implicare mai puternică din partea Parlamentului și din partea executivului. Pe domnul președinte nu prea l-am văzut la Comrat, dar este treaba domniei sale. Cum vedeți evoluțiile și pe de o parte și pe de altă parte în relațiile bilaterale? Ce ține cu autonomia Găgăuză, într-adevăr, există un progres? Și el se denotă în primul și în primul rând unui dialog și a unei comunicări. Atâta timp cât nu a existat un dialog și o comunicare, nu se puteau clarifica niște lucruri. Cei din Găgăuzia întotdeauna aveau o percepție că primesc mai puțin bani în buget, că nu le se atrage atenția la nivel de dezvoltare de drumuri și de restul, că niciodată nu s-a dat o anumită informație și se le pună, haideți să comparăm, haideți să vedem cât dați voi statului, spre deosebire, de exemplu, de același raion X sau Y, și cât primiți, ce înseamnă colectarea și ce înseamnă administrarea fondului rutier, fondul ecologic, fondul de dezvoltare regională sau fondul de drumuri, de exemplu. Uh-huh. Și după aia au început să se clarifice lucrurile. La acest grup de lucru format comun pe platformă parlamentară a început să fie chemat specialistul de la Ministerul Economiei, care a început să dea anumite explicații și cifre și chiar cu cazuri reale, de la Ministerul cutare și lucrurile au început să se clarifice. Chiar au început să se găsească unele neajunsuri din punct de vedere a legislației și s-a ajuns la un anumit compromis că să se lucreze împreună la acele modificări în legislație care trebuie. Comunicarea, asta a lipsit. Frica de fiecare dată că ei vor cere ceva deosebit, da, este adevărat. Uneori pofta vine mâncând și observi în unele cazuri că există exponenți care mai mult sunt destructivi decât să creeze. Fiindcă sunt axați ori cu ambiții politice și vor mai multă autonomie și vor mai multe elemente, dar dacă prin anumite exemple și prin anumite compromisuri, dar exemple știți care, nu doar pe interior, dar și exemple din exterior, foarte frumos, au fost luați deputați din Parlamentul Republicii Moldova și din Adunarea Populară a Găgăuzii și împreună cu secretariatul finanțate aceste deplasări au fost de partenerii noștri de dezvoltare, au mers în Tirolul de Sud, în Italia, au mers pe insulele Aldan, dacă nu greșesc, se numesc în Finlanda, au mers în Irlanda, au văzut cum funcționează alte autonomii. Unii din Găgăuzia și-au pus semne de întrebare. Păi stai puțin, dar noi chiar avem poate mai multă autonomie. Noi ce cerem, de fapt? Noi riscăm să pierdem altele, să supărăm Chișinăul și după aia să nu avem colaborare. Comunicare și colaborare. Evident, sunt procese politice. Noi ne apropiem de ciclul alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuzii. Cu siguranță vor apărea exponenți care vor încerca într-o fel să vină cu un mesaj sau să-și creeze mesajul politic în confruntarea cu Chișinăul. Vom fi prudenți, atenți și toleranți ca să îi calmăm, să îi liniștim, să găsim și alte instrumente. La unii care întrec măsura și încalcă legea, să le arătăm și articolele din codul penal, unde scrie clar ce înseamnă separatism, trădare de țară și restul, la alții care sunt civilizați și care înțeleg și care sunt patrioții acestei țări, o să lucrăm în baza regulilor de patriotism și tuturor regulilor democratice. Despre relațiile cu Tiraspol, dar vă rog, în 30 de secunde, relațiile cu Tiraspol sunt mai deosebite și datorită ciclului prezidențial care există acolo, a alegerilor. Cu regret, și zic cu regret, noi avem o comunicare, dar nu e acea comunicare care ne-am fi dorit-o cu ei, deoarece sunt câteva tabere care intră în competiție electorală și nici o tabără și nici alta nu vrea să meargă la prea mult dialog, să nu blameze cealaltă tabără. De aia este tabăra lui Șefciuc și este tabăra celor care sunt cu compania sau cu Krasnăsirski. Și nu doar, să zicem, partidul Abnavlenie și ei sunt cei care vor intra în competiție. Și atunci și nici unul și nici altul nu vrea să arate o prea mare deschidere față de Chișinău. Dar faptul
că sunt discuții 1 la 1, în formatul 1 plus 1, că sunt discuțiile în formatul 3 plus 2, 5 plus 2, care au fost la Berlin și care urmează în Bavaria și care urmează în septembrie în Viena. Și aici aș vrea să aduc, apropo, aprecieri considerabile pentru domnul Balan. George Balan, care este negociatorul nostru și care uneori depune eforturi considerabile să țină piept la foarte multă presiune venită din foarte multe părți și să nu cedeze acolo unde nu este cazul să cedeze. Și vreau să asigur și cetățeanul de rând că autoritățile Republicii Moldova vor lua în considerare și interesul cetățenilor, dar nici într-un caz nu va face cederi care nu se fac în cazul de față. Mai ales inclusiv sub presiune. Din păcate nu mai avem timp pentru a continua discuția. Eu oricum rămân la părerea că 5 plus 2 este un format impotent și până acum nu știu dacă a fost chiar atât de eficient pentru noi. Domnule Ustav, vă mulțumesc mult și sim, pentru dumneavoastră. Foarte multe subiecte nediscutate. Sper să ne revedem cât mai curând să le putem dezbate. Vă mulțumesc mult încă o dată. Și vă mulțumesc. Cu seară bună. Doamnelor și domnilor, urmează Media Publică cu Vsevolod Cernei. Noi ne revedem mâine la Fabrica.